la dreapta mea așa puțin. Bună ziua tuturor! Am venit aici în fața dumneavoastră să prezint noul ministru al agriculturii, domnul Vladimir Bolea, care de fapt nu necesită a fi prezentat Ministerului Agriculturii. A fost șeful Comisiei Parlamentare de profil și a lucrat cu dumneavoastră îndeaproape în ultimele 11 luni. A venit cu mai multe inițiative importante pentru sector. Noi trăim în vremuri tulburi, dificile și este nevoie să fortificăm componenta politică a lucrului Ministerului Agriculturii. Trebuie să ne asigurăm că prioritățile Ministerului sunt în asigurarea securității alimentare, în asigurarea fluxului nestingerit de mărfuri, în asigurarea susținerii agricultorilor în această perioadă dificilă. Sunt mai multe acte normative pe care le-am solicitat și pe care le aștept, domnule ministru, în primul rând strategia pe securitate alimentară, în al doilea rând este vorba despre strategie de susținere a agriculturii. Trebuie să dăm o previzibilitate pentru mecanismul de subvenționare pentru anul viitor. Avem și programe de urgență care trebuie să fie adoptate pentru sectoare care sunt în special lovite. Deci am discutat deja despre 100% compensarea la motorină, accizului la motorină, dar trebuie să vedem ce facem și cu producătorii de lapte, alți producători care sunt afectați. Deci sunt anumite politici care au fost începute și dumneavoastră le cunoașteți foarte bine și vă rog cu energie nouă să mergem înainte cu aceste politici. Domnule Gherciu, vă mulțumesc pentru lucru în ultimele 11 luni. Știu că este greu să vii dintr-un sector în calitate de expert și să promovezi cu rapiditate și cu un echilibru între prioritățile pe termen scurt și prioritățile pe termen lung. Vă doresc foarte mult succes în continuare în activitatea de mai departe. Dumneavoastră ați lucrat toată această perioadă cu domnul Bolea și sper că sunteți convins că această schimbare doar va fortifica acțiunile în domeniul agriculturii. Domnule Bolea, dacă doriți să... Da. Bună ziua, mulțumesc colegi. Mă bucur că vă pot numi colegi pe toți. Din punctul meu de vedere... Din punctul meu de vedere și a dumneavoastră, cred că e la fel și a toată Republicii Moldova, Ministerul Agriculturii și Agricultura în sine este cea mai importantă ramură a economiei naționale. Și munca care depune să o facem noi în următoarele zile, următoarele luni, următorii ani, este ca agricultura să devină cu adevărat o ramură a economiei naționale de frunte, care să aducă foarte multe, foarte multe impozite în bugetul nostru național, să avem afaceri prospere, să dezvoltăm tehnologii în agricultura noastră care se permite agricultorilor să poată face față acelor intemperii care se lovesc zi de zi și avem extraordinar de mult de lucrat împreună. Eu mă bucur foarte mult să mă aflu în fața noastră astăzi. Eu cu foarte mult dintre noastre ne cunoaștem personal, avem o experiență bogată de muncă. Ne rămâne să, fără mare perioadă de acomodare, să ne includem în procese, pentru că afară este secetă, afară sunt o mulțime de probleme cu care se lovesc și se ciocnesc astăzi agricultorii noștri și probleme cărora noi trebuie să ne implicăm să le rezolvăm din prima zi. Așa că eu ne doresc tuturor nou spor la muncă. Vreau să vă
comunic că o să aveți din partea mea toată susținerea și deschiderea și că vom construi o relație bazată pe comunicare și interesul nostru este un interes comun. O agricultură prosperă și agricultori bogați care plătesc impozite statului. Deci asta este formula foarte simplă a activității ministerului nostru și a scopului pe care le avem noi în raport cu această ramură extrem de importantă. Vă mulțumesc foarte mult și ne doresc tuturor muncă, muncă în prosperitatea agriculturii din Republica Moldova. Spor la muncă! Felicitări și spor! Mersi! Mersi mult! Dacă spate! Da, vă rog! Domnule. Stimați doamnă prim-ministru, stimați domnule ministru, stimați colegi, eu aș vrea să mulțumesc tuturor pentru conlucrare eficientă. Vreau să vă mulțumesc pentru aceea că ați fost alături. Am reușit cu dumneavoastră împreună să facem un șir de lucruri bune. Este definitivată strategia pentru dezvoltarea sectorului agricol pentru 22-27. Este fi ultima sută de metri strategia pentru securitatea alimentară și un șir de alte proiecte investiționale pentru asigurarea securității alimentare a țării, care sunt în derulare și vreau să urez domnului ministru, doamnei prim-ministru, ca să reușească să negocieze cu partenerii de dezvoltare, cu donatorii, să atragă mai multe resurse în sector și sper că acele proiecte inovaționale pe care le-am inițiat să fie implementate cu succes și multe altele care sunt atât de necesare ca să asigure o dezvoltare durabilă a sectorului agricol. Vă mulțumesc mult! Спор вам интересно.